Bună, eu sunt Patrick și bine v-ai găsit la un nou episod la mine pe canal, în care vom juca astăzi Dare to Die 2, un joc cunoscut de multă lume. Vedeți și voi că trebuie să ne batem cu niște zombalăi. Dar bănuiesc că știți cu toții jocul, trebuie să omori zombii și ieși cu o mașină. Hai să începem distracția. Acum, astăzi o să fie primul episod și va fi un episod de test, să zic așa. Tot de prea tare jocul. Nu știu cât de tare se aude, pentru că nu l-am testat până acum. Sper că nu... La mine se aude foarte tare. Mata ne zice că trebuie să plecăm și a să sunt mai devreme o hartă. Ia uitați, trebuie să ajungem aici. În acest punct vom avea un drum destul de lung. Ziua 1 și Geralt. Bye. Am versiunea pe calculator. Stați așa. Bun, hai să vedem. Sper că e mai bine acum. Nu știu de ce, dar mi s-a resetat setarea de la video, de la audio, de la joc. Nu cred că am filmat niciun episod până acum pe canal cu jocul ăsta. M-am uitat la mine în episoade și n-am văzut niciun episod, deci bănuiesc că n-am filmat. Out of fuel. Acum, la început, e destul de urât jocul, pentru că nu ai... Nu-i mașina prea mult upgradată și nu prea poți să o folosești. Adică vedeți și voi că nu... Nici nu-i puternică. Deja se rupe caroseria, se îndoaie. Și nici nu ține prea mult combustibilul. Dacă ați văzut episodul anterior de NFS, vă ziceam eu acolo la un moment dat că am de gând să filmez două jocuri noi pe canal. Am făcut rost de două jocuri și abia aștept să le filmez. Asta în prima fază, dacă vă va plăcea jocurile. Mai bine nu vă zic ce jocuri, că dacă vă zic, nu cred că o să mai fiți interesați, așa că o să le vedeți voi la momentul respectiv în care le voi filma și le voi posta pe YouTube. Acum, ăsta e într-adevăr un nou joc pe canal, pentru că nu ăsta e primul episod. Dar mai am un joc cu care am făcut episoade mai de mult, vreo 2 sau 3, și vreau să revin asupra lui, pentru că, nu știu, e cam nasol să las așa suspendat, să zic așa, și neterminat. Trebuie să ajungem deasupra, nu știu dacă vedeți, e o cutie acolo sus, o cutie cu bani și ne dă destul de mulți bănuți, oricum mai era una în față. Chiar unde ajunsesem data trecută, uite-o. Hai. Am luat cutia cu bănuți. Și în teorie ar trebui să avem bani mai mulți. 93. Ce să facem la ea? Hai să-i luăm nitro. Sau un boost, cică. Exact cu 1, cu Z. Z sau control. Acum, tactica pe care o am foloseam eu mai de mult când mă jucam era când urcam, îi dădeam nitro. Exact ca acum. Vedeți? Hai că am luat și cutia de bani. Out of boost. Eu mai jucat jocul în trecut, nu pe YouTube. L-am jucat eu personal. Dar nu l-am terminat niciodată. Am ajuns aproape la final. Cred că mai aveam vreo două mașini sau ceva de genul. Am ajuns la mașinile alea foarte mari. Dar nu l-am terminat niciodată. Adică la asta, cred că la asta am ajuns cel mai mult. Ba nu, am ajuns și la dubă. Da, la dubă am ajuns. Și mai erau astea două, la care nu, chiar n-am mai avut chef să mă mai joc. Dar acum că filmez pe YouTube, am să încerc să îl terminăm până la capăt. Am să iau asta. LB, nu știu exact ce face.
Cred că mi face caroseria mai grea și implicit și mai rezistentă împotriva cutiilor sau ce ori mai fi pe aici. Gândesc că acum avem roți mai mari. Uite, tank! Mi-ar plăcea dacă am putea să ajungem la al doilea checkpoint. Vedeți, sus acolo avem 3 checkpoint-uri, să zic așa. 3 benzinărie acolo notate. Alea sunt checkpoint-uri. Dacă am ajunge la al doilea checkpoint. Vedeți că nu avem benzină. Yes, la fix. Ce am putea să-i facem? Dacă îi adăugăm motor, adică dacă upgradăm motorul, din ce știu, îi scade consumul. Și pe lângă asta, cred că îi mai adaugă ceva putere. O să fie mai puternic motorul, de exemplu, când intrăm în cutii. Nu o să simțim așa când ne încetinește. Hai să luăm armură level 1, pentru că ne adaugă treaba asta și o să ne ajute. Și un pic de benzină că n-ar strica. Hai să vedem. Dacă mă ajunge la primul checkpoint acum ar fi minunat. Sper că vă place jocul. Dacă vă place să apăsați butonul de like. Pentru că mi-ar plăcea să văd că vă place. Mai ales e nou pe canal. Eu am apăsat alt și nu știam de ce nu acționează nitro-ul. Nu. Urăsc fazele astea. De dacă folosesc nitro-ul în cutii, nu fac nimic. Nu rezolv nimic. Dar parcă mă încetinește treaba asta. Discul ăsta. 117. Ia, îi luăm. Nu pot. Nu-mi ajung banii. 43 și... Ar fi vreo și un... încă un upgrade la nitro. Adică mai bine zis la ventilatorul ăla, că nu seamănă deloc la nitro. Și cu cât evoluăm, mașinile o să fie... upgradate... o să le putem upgrada mult mai mult. Adică vedeți că la asta avem un ventilator, de exemplu, la nitro. La ultima cred că o să avem ceva reactor de la ca la avioane cu foc în spate. Adică trebuie că eu apăs alt. Adică v-ați plictisit cu... Ai, ce-am făcut. Poate că v-ați plictisit cu toții deja de DFS. Vreți mai multă diversitate. 144. Am putea face o treabă de genul ăsta. Am upgradat nitro ca să doreze mai mult. Și am pus transmisie ca să... Am făcut un upgrade, mai bine zis, la transmisie ca să prindă mai mult mașina. Care deja ajunge la 30 de mile. Acum dacă folosim nitro o să treacă de 30 mult. O căzut armura. Cred că jocul ăsta e un clasic, nu sigur. Pentru că am văzut că și acum se mai joacă lumea. Am mers pe YouTube videoclipuri nu de mult cu joculețul ăsta. Ia că aproape ajungem. Ia fix la final cu treburile astea. Yes. Am ajuns la primul checkpoint. Uite, complete level 1. Nu știu dacă s-o văzut în stânga sus. Și uitați-vă că am explorat puțin. Dar uitați-vă că... Și nu o să vin... Faza e că nu o să venim drept. O să vină așa ceva curbe pe aici.
136 avem. Hai că luăm două nivele de combustibil. Sper să nu fie prea lung episodul sau să nu vă plictisească, deși nu prea cred, fiind primul episod din seria asta, măcar să vedeți și voi cum să mănâncă, să zic așa. Vedeți că acum avem arme cu care să-i batem pe ăștia. Acum nu știu cât de tare s-au de jocul. Dar în cazul în care s-au de prea tare, pentru data viitoare am să remediez situația. Dați-vă câte cutii bagă ăștia. Nu mai face față mașina la cutii. Adică trebuie să-i adăugăm armură. Ori armură, ori treaba asta aia, care să îngreuneze mașina și să reziste la tâmpenile alea pe care mi le pune acolo. Cutii 218. Problema e că e cam scump ăsta, 180. Ia, ce zice ăsta? Redistribuie greutatea ca să te ajute să... ca să te ajute împotriva obstacolelor și a zombilor obstache. Nu mai știu să vorbesc. Da, se simte o diferență, mai ales la zombi. Când intru în ei nici nu prea mai simt acum. Și vedeți că și cutiile sunt mai multe feluri. Sunt vreo 3 feluri până acum. Văd că sunt cutiile alea, astea sunt cutiile, să zic, level 2 de cutii. Uite, astea au ceva insecții de metal deasupra ca să le protejeze. Ai, cred că am uitat de nitro data trecută. Out of boost. Și știu că mai încolo, adică nu știu dacă la mașina asta o să fie și hărzi alea cu tunele și o să intri pe sub pământ. 160. Vedeți că începem să câștigăm destul de mulți bani. Ce să mai facem la mașină? Dacă îi pun armură pe spate, nu prea mă ajută. Hai să-i facem așa. E minunat. E la... aproape la perfecție să-mi iasă. Adică la limită să-mi iasă să... o să cumpăr și alt upgrade. Asta e că nu știu, nu prea știu pe unde sunt cutiile de bani. Au. Acum are putere mașina. Mai avem nitro. Hai că merge mașina fără... nu trebuie combustibil. Că sunt separate. Consumă și niște nitro în plus. Astea primele două checkpoint-uri sunt ușoare. Vedeți acolo la între a doilea și a treilea checkpoint, să vedeți cât de lungă e traseul. E cam cât am făcut de la începutul episodului până când o să terminăm checkpoint-ul ăsta. Uite cutia cu bani. Strica motorul. Pentru că n-avem armură la mașină. Buy armor to protect your vehicle. Problema e că e prea scumpă armura. E
pune acum ca în spate, dar nu știu dacă ne-a, o să ne ajute cu ceva. Pentru că acum ca din față îi contează mai mult. Acolo e motorul. Să se admoga din spate. Acum ar trebui să se distrugă mașina. Partea asta nu mi-o place cu săriturile. Adică nu mai avem mult și ajungem, ne-am ajuns și data trecută. Adică cam tot cât acolo. Ce-am putea? Aici e armă, dar nu ne ajută. Adică oricum avem discul ăsta și îi omoară. Pentru că asta vine cu gloanțe. Și se termină. Mi se pare că la level 1 ai vreo 10 gloanțe, la level 2 20 sau ceva de genul. Adică sunt prea puține. Ăsta ar fi de folos. Revenim 145. Mie, mie se pune motor. Pentru că măcar reduce consumul mașinii. Eram și în căutare de jocuri horror, dar nu prea am găsit. Pentru că am jucat ceva joculețe mai demult, dacă țineți minte, de exemplu Home Sweet Home. Jocul ăla numai horror nu a fost, cel puțin pentru mine, pentru că era plin de puzzle-uri, mai degrabă era frustrant din cauza puzzle-urilor lor. Ca să scape fata aia trebuia să închid uși, ca să de exemplu ca să deschizi, știu că era o fază foarte nasoală la un nivel, trebuia să deschid ușa și îmi trebuia o rangă și era camera aia plină cu apă și nu a fost. Uite ce aproape eram, 310. Avem multe de făcut. Ăștia doi fecam ne-ar fi de folos. Mă gândesc cum să le fac. Cred că ăsta. Așa. Sperăm că acum o să fie mai bine. Oricum, mașina cred că trebuie upgradată full în afară de arma aia de care vă zisese mai devreme. Că nu prea e mai degrabă useless. Da, și vorbeam de joculețele horror. Nu prea mai găsi jocuri horror de-alea scary, să te sperii, să fii în suspans. Adică, știu jocuri destul de horror, adică nu neapărat horror ca să te sperii, dar sunt destul de ciudate, de exemplu P.T. Mi se pare că am încercat să filmez un episod într-o seară, dar nu mi-a ieșit și am șters episodul. Mi-a ieșit din cauza că nu puteam să termin jocul, nu puteam să trec de-o parte. M-am uitat pe YouTube la unul să văd cum să trec, pentru că efectiv nu puteam. El a putut, numai cred că era de pe PC sau ceva de genul și mi se pare că zicea pe net că doar dacă ai versiunea de pe PC poți să termin jocul. Dacă am terminat și treaba asta și efectiv nu puteam să trec de partea aia din jocul respectiv. Level 1 l-am terminat și mai avem încă o parte, dar o vom face în episodul viitor. O să upgradăm mașina în episodul viitor și sper o să trecem și de partea aia tot atunci. Vedeți că deja suntem ziua 16 și mai avem mult și bine până vom termina.
Eu sper că v-a plăcut acest episod. Să apăsați butonul de like în cazul în care v-a plăcut. Eu am fost Patrick și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!